Reprezentanții DER de de Timișoara atrag atenția cetățenilor care tranzitează drumurile din județ și aleg să se debaraseze de gunoaie menajere sau vegetale în containerele amplasate în parcări, deși acestea nu sunt destinate depozitării de astfel de deșeuri. Mai mult decât atât, aproape zilnic, containerele sunt distruse de cei care fac un popas în parcări. Grea e soarta containerelor de colectare selectivă a deșeurilor amplasate pe varianta de ocolire a municipiului Lugoj și pe DN6 la Jena, doborâte golite de gunoaie împinse în șanț și acum roțile furate. Asta pe lângă faptul că sunt pline de deșeuri care provin nu doar din gospodării, ci și cu obiecte din industria auto. Administrăm circa 1200 de parcări în zona de vest. Încercăm să reducem fenomenul deșeurilor abandonate ilegal în parcări, dar din păcate amploarea acestui fenomen nu depinde de mărimea coșurilor de gunoi, ci de bun simț de bună creștere, transmit reprezentanții DR de rede pe Timișoara.